uniforma școlară. Bună ziua! Vreau să știu de unde a venit ideea de a pune ca elevii să aibă uniformă școlară. Deci, bună ziua, mă numesc Natalia Petre, sunt directorul Chiotere de Costești, Raion Ialoveni. Ideea de introducere a uniformei școlare în liceu, am venit cu ea în liceu de când sunt director, din 2011, pentru că am propus cadrelor didactice, am propus elevilor, am propus părinților. A fost undeva un an de zile de discuții, de meditații asupra acestui subiect, împreună cu elevii, cu profesorii, la adunările generale am discutat cu părinții și în linii mari toți au fost de acord, pentru că uniforma școlară disciplinează. Este o atitudine de respect față de instituția în care vii și am văzut acest exemplu în alte instituții școlare din Republica Moldova și de peste pătare și am gândit că este foarte bună ideea de a o implementa și la noi în liceu. De aceea, anul trecut, în 2011-2012, am aprobat această idee și a fost parțial îndeplinită de către elevi, pentru că este foarte greu, elevii în prezent sunt cu drepturile lor de a avea o vestimentație pe care ei și-o doresc. A fost mult timp această posibilitate de a nu avea uniformă școlară și sigur că unii din ei s-au împotrivit. Dar în acest an, la adunarea generală, am insistat împreună cu părinții, cu elevii, pentru că un an de zile am discutat cu elevii și majoritatea, mai mult de 50%, au fost de acord ca să poartă uniformă școlară. Și în prezent, eu sper că la începutul anului școlar, 2012-2013, toți dirigenții împreună cu părinții și cu elevii au mers, au măsurat, au comandat la o firmă care a venit la noi și a făcut propunere de uniforme școlare și s-a ales forma, vestimentația respectiv fiecare clasă și sper că vom respecta decizia adunării generale a părinților, a Consiliului Profesoral și a Consiliului Școlar aprobat în acest an. O să fie fiecare clasă cu uniformă aici sau o să fie uniform comun? Deocamdată am aprobat și unele devieri. De exemplu, clasele primare deja poartă uniformă școlară de câțiva ani, care este aprobată la nivel de clasă primare. Clasele de gimnaziu, este vorba despre alb-negru sau alb-albastru. Deci am aprobat și la nivel de clasă, numai ca să fie unică uniforma școlară. Sper elevii, dacă i-a leasă de dânsii, s-o poarte cu respect pentru ei, părinți, profesori și școală. Bine, mulțumesc!